Vă prezentam chiar ieri o știre în care se vorbea despre un prim incident în parcarea recent inaugurată din centrul municipiului Alba Iulia. Un șofer care avea atașat în spatele autoturismului o remorcă a acroșat la ieșirea din parcare bariera montată pentru reglementarea accesului. Din neatenție sau din nepăsare, șoferul nu s-a arătat interesat de remedierea stricăciunii produse. În acest caz, va fi el căutat de către cei care îl vor trage la răspundere. În baza imaginilor furnizate dumneavoastră, noi am identificat autoturismul, fiind vorba de acesta fiind înmatriculat pe o societate comercială, aceasta sau acel conducător auto, mai precis, nu a respectat prevederile hotărârii de Consiliul Local 282, care se referă la regulamentul de organizare și funcționare a parcării din centrul orașului. Sancțiunea care este prevăzută pentru astfel de contravenții, în speță deteriorarea barierelor sau aparatelor de taxare, este de la 1.000 la 3.000 de lei. Deci, domnul conducător auto riscă o sancțiune destul de mare. Incidentul ne-a fost semnalat de către un telespectator Alba TV care a surprins ruperea barierei și ne-a transmis fotografiile. Dacă surprindeți imagini inedite, vă rugăm să ni le trimiteți pe adresa redacție@albatv.ro.